Politehnica Timișoara a învins-o pe CSC Peciu Nou scor 1-0 în ultima rundă a sezonului regular al Ligii 3. Albi-violenții și-au luat astfel revanșa pentru eșecul mai dur din tur și vor începe play-off-ul din seria 8 de pe locul 2, obținând astfel un meci în plus pe teren propriu. Înaintea jocului, cele două echipe erau la egalitate de puncte, iar Peciu Nou era avantajată de rezultatul din tur în caz de meci nul. Poli a început mai ofensiv și a dominat prima parte, în timp ce oaspeții au preferat mai mult contraatacul. Da, într-adevăr, a fost un meci echilibrat, așa cum știam, cum am pregătit. Știam că Peciu formează o echipă bună, compactă, nu-ți dă multe spații, dar am pregătit meciul să avem răbdare. S-a dovedit că până la urmă am reușit să găsim breșa și să câștigăm. Într-adevăr, a fost un meci și de luptă, puțin un derby local. Eu vreau să-i felicit pe cei din Peciu pentru că și meciul turneu au bătut meritat. Acum cred că am câștigat noi meritat. Mai urmează încă 3 meciuri, deci o să ne plictisim unii de alții. Sperăm în continuare să menținem locul 2. Nu va fi ușor, dar încercăm. Meciul ăsta e un semnal bun pentru noi. Ideea e că jucătorii noștri, din punctul meu de vedere, s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Am venit să jucăm, vă spun sincer. Am venit pentru că era un meci pentru noi, fiind calificați în play-off, era un meci fără presiune, un meci în care trebuia să ne ridicăm la nivelul spectacolului care a fost aici și, într-adevăr, galeria lui Poli a fost un spectacol fantastic. N-aveam nimic de pierdut. Asta e ideea. Până la urmă, ești un meci bun, un spectacol pentru ochiul neutru. Din păcate pentru noi, într-adevăr, este o înfrângere.